Foarte bine, imediat o să vedem. Ce-ți mai propui pe anul ăsta? Păi, eu am citit, de exemplu, am văzut într-un podcast al tău, că ai o relație foarte frumoasă. Te vezi căsătorit? Da, teoretic. Adică... Da. Teoria ca teoria, dar practică. Sunt genul care crede în construirea unei familii, nu? Bun. Ține de tine? Cred că cel mai mult ține de mine, da. Că trebuie să o ceri? Nu e vorba de cerut. Că cerutul ăsta mie mi se pare ceva așa banal. Banal. Adică pentru, e mai important pentru ele, din câte cred eu. Cerutul e... Adică ele își imaginează cererea cumva. Dar e un episod foarte, foarte important pentru ele. Mie mi se pare mai important să găsim perechea aia cu care ai compatibilitate. Cred că e mai important decât orice. Adică să treci prin niște lucruri și să îți dai seama că o să funcționezi și dacă stai în casă închis și îți miroși chiloții, pardon. Așa. Rămânește. Asta e, despre asta e vorba. E ora 5 și ai spus-o bine, adică nu-i grav, că așa se întâmplă. Mai mult decât, nu știu, atracția fizică. Sau, un cumul de situații în care trebuie să te regăsești liniștit cu persoana respectivă. E adevărat. Pentru cine poate, sunt convins că ai citit în presă, Cristi are o relație foarte frumoasă cu o doamnă, domnișoară, că nu-i căsătorită, care lucrează în televiziune, relație foarte frumoasă. De asta am și întrebat. Bine, undeva e o confuzie. Am fost 4 ani cu domnișoara respectivă, am luat o pauză de mult. Da? Dar e în regulă. Deci momentan sunt singur. Dacă ridică cineva mâna, pot să-mi dea mesaje. Uite, pot să pui dragule, acolo. Dragule, eu am văzut, te-am văzut într-un podcast povestind. Podcastul e din martie anul trecut. E de martie anul trecut, dar presa a scris asta în toamnă. Băi, doamnelor și domnilor, nu pot să vă spun. Deci, Andreea, dacă vede acum... Mă, doamnelor și domnilor, vedeți, dacă nu sunt lucrurile informate, în orice caz, sunt convins că o să fie bine și voi știți exact cum se întâmplă. Bine, da. Suntem liniștiți, suntem oameni maturi. Bun, deci până la urmă, anul ăsta, din punct de vedere personal, îți dorești liniște, nu? Da, nu, liniște. Vreau să mă focusez pe ale mele. Adică, mai degrabă profesional. Important. Da, pe job, pe antrenorat, pe revenirea mea, trebuie să mă pun și eu la punct cu pregătirea, că dacă nu am luptat de 3 ani și m-am focusat mai mult pe copiii mei, pe elevii mei, grija față de mine a fost puțin scăzută. Sunt genul care consideră că nu poți să le faci pe amândouă la fel de bine. Adică în secunda în care ai trecut de la sport profesionist, la luptător profesionist, la antrenorat, focusează-te pe aia, e greu să le faci la același nivel pe ambele, în același timp. E adevărat, e foarte complicat. Dar fără să mai continui, deci am înțeles, cu relația s-a terminat, punct. Dar știi că asta cu dragostea vine, că nu te aștepți. Da, bineînțeles. Dar eu sunt genul care fac pasiuni destul de des, adică mă îndrăgostesc destul de repede. Dar bine, eu din ce te știu despre tine, că atunci când te îndrăgostești, tu ești un tip serios, adică ești un tip serios, că știi că sunt oameni care se îndrăgostesc. Mi-aduc aminte și acum, și trec de la tine, mi-aduc aminte de că am făcut la un moment dat, la o altă televiziune, un interviu cu Daniela Crudu, care spunea, bă, dimineață, când văd cine lângă mine, bă, mă deranjează, vreau să plec, înțelegi? Daniela care este Crudu, care este o singură, știți, mă deranjează, nu știu cum să... E foarte asumată, da, eu apreciez și eu și ca prietenă și ca ce vreți că ne cunoaștem destul timp. Pentru asta o stimez și eu foarte mult, că e foarte asumată și îmi place și mie. Și spune ceea ce e. Dar alea nu sunt persoane pe care le aduci lângă tine în ideea unei... Dar mă, de unde știi relații, că nu te întâlnești cu un băiet așa și ăla e, frate, simți, bă, ăsta parcă e mai mult decât mă înțelegi. De unde știe Daniela? Eu mă văd cu fete, nu cu băieți. Mă refer la ea acum, că dacă... La tine am zis să mergem mai departe. Deci, Cristi o să aibă un an și Dumnezeu o să-i așeze chiar. Deci, anul ăsta ți-ai dorit pe partea profesională să te miști. Da, dacă vine, dacă dragoste vine, Doamne ajută. Să fie primit. Doamnelor și domnilor, să fie bine și la vară cald. Auzi, acum tu mănânci înainte de meci, mă? Nu, deci tu acum te-ai dus să bagi usturoi sau ceva ca să mă împiedici pe mine, am înțeles. A, tu ce mănânci acolo? Varză. Varză? E bună. Varză goală, nu? Da. Imediat. Păi nu, știi ce se întâmplă? Deci tu nu trebuie să mănânci, că o să fii varză dacă te întâlnești. Doar am gustat-o. Doar ai gustat-o, da? Deci, el vrea să slăbească de acum. Da, doamna Saveta, ce ați mai pus în ele acolo? Ca să știi și noi, furăm secretul, poate vrei și noi ciorbă de varză ca la Saveta Bogdan.
Deci, o părere personală, adică nu știu pentru cine contează, dar simțeam eu nevoia să o spun. Deci doamna Saveta este printre puținele interprete sau, mă rog, persoane publice. Deci, stați așa că vorbește Cristi dumneavoastră. Nu vreau să mă leg de faptul că este o cântăreață renumită. Doamne, dar are atât de mult o alură și o față de bunica aia bună. Da, pozitivă, haioasă. Da, persoana aia călduroasă în care te atașezi, să stai acolo, să asculti povești. Mor de dânsa, da. Doamna Saveta, ce vrei să mănânci, ce vrei să bei? Nu, chiar era un compliment și asta, nu vreau. Doamna Saveta, când o să vrea să aibă nepoți, o bunică ca dumneavoastră își dorește, asta e ideea. Așa, nu, Doamne ajută, slavă Domnului, încă o mai am pe ultima mea bunică, care încă trăiește. Lasă, fii sănătos. Să fie sănătoasă. Cu chiu, cu vai, când a vârsta e vârstă. Cât are? 86 face. Mulți înainte, să fie sănătoasă. Să rămână mult. Moris, la